Salutare, măi fraților, și bine ați venit aici la un nou episod pe acest canal. Astăzi o să fac un episod mai diferit ca de obicei, pentru că am început să vorbesc în clipuri. Pentru că mi s-a părut mult mai drept decât să fac timelapse-uri și videoclipuri în care nu vorbesc și lumea nu are interes să se uite la ele. Deci, în acest episod, suntem aici pe o nouă mapă cu moduri, cum v-am obișnuit ca de obicei. Astăzi suntem pe The Valley of the Old Map și mapa se prezintă cam așa. Asta e toată mapa și are câteva puncturi de vânzare, adică 1, 2, 3, 4, 5 puncturi de vânzare. Avem silozul nostru, sunt și animalele desigur aici. Avem porcii care sunt undeva pe aici, pig stable, în baza noastră avem vacile și mai avem pe aici cow barn și cam atât. Nu am văzut multe structuri pentru ospitarea a animalelor, dar avem astea trei. V-am zis, astăzi o să facem un episod, o să începem o nouă serie pe acest canal. Și începând din bază, asta e toată baza noastră, o să vă dau o mică tură să vedeți cum e făcută. Deci aici pe dreapta ar trebui să fie pui și găinile, doar că noi Farm Simulator 20 nu avem această modalitate. O roapă, o flarnotă. Aici avem silozul, unde putem descărca toate grânele și unde putem lua grânele, bineînțeles, din silos. Pe aici sunt multe garaje pentru depozitarea amplutelor vehicule. Aici avem față de terenul 62 și mai avem un teren, așteptați un pic să mă uit, nu, doar 62-ul. Deci, o să încep prin a cumpăra acest teren de iarbă, pentru că vreau să mă pun să fac ceva de iarbă pentru vaci, niște baloți și așa mai departe. Deci o să merg pe 55 cu semănătoare, o să iau acest glas saddle track cu semănătoare obișnuită din joc, doar că băieți, în această mapă nu vine cu rezervoare de semințe și de fertilizer. Deci e o problemă, o mare problemă. Deci o să fiu nevoit să pun lucrător automat și să cultivez doar terenuri drepte, unde lucrătorul automat nu are probleme cu întoarceri și nu se oprește din senin, nu se oprește imediat pentru că are multe obstacole și așa nu poate să cultiveze tot terenul. Deci o să iau doar terenuri foarte drepte, cum ar fi 55-ule, astea din josul mapei, adică ăsta și ăsta, cu iarbă sau doar ăla normal. Și este ăsta foarte, foarte lung, care costă 844.000 de euro, ne permite, pentru că avem bani ilimitați. Că, da, și asta e problema, în multe moduri costă ori prea mult, ori costă 0, deci nu putem să ne încadrăm nici să cumpărăm terenul, pentru că terenul costă și ele foarte mult, cum vedeți, un teren mic, jumătate de milion costă, deci o să-l facem foarte, foarte greu, acea jumătate de milion, și nu avem opțiunea asta de a semăna orice cultură vrem, pentru că nu avem stații de semințe. Asta cum spuse, aș vrea să merg, să încep să merg spre terenul 55, așteptați, da, 55, are un pic fovul dat foarte mic, gen 40, uitați că văd foarte de aproape stradă, mi-ar fi plăcut să văd un pic tot mai din spate, dar nu avem ce să facem. Punem frână, mergem pe aici. Acest mapă este foarte frumos. Și
zile. Sunt multe dealuri și multe utilaje nu fac față dacă sunt și întâmplate. Uitați, 23 km la oră am citit la 40. Pe acest teren deja aveam o cultură. Ce să facem? Să o recortăm sau să nu o recortăm? Eu zic să ne cumpărăm o câmbină. Deci, așteptați-mi puțin să parchez acest Saddlecraft aici. Ups! Să-l punem pe terenul nostru de iarbă, că l-avem desigur. Îl lăsăm aici. Și mergem la magazin să vedem ce combini avem. Deci, avem un ideal foarte frumos, roșu cu negru, dar cu siguranță e cel normal ca și din joc. Avem un John Deere, ăsta foarte mare. E mare, deci pe străzi nu cred că încape. Și mai avem ideal 10T și alte idealuri plus un New Holland. Dar mi se pare toate foarte similare, deci o să iau acest ideal ultimul, roșu cu negru. Și o să luăm, desigur, o lamă Dynaflex 9255 Massey Ferguson de grână. Uitați-l. Asta este noua noastră combina, ideal, doar că are numere șterse, nu știu de ce, are bandă, ori e modul făcut un pic cam eronat, ori vine așa el. Înăuntru e super, foarte frumos modelat. Acum o să-l teletransportăm în bază, pentru că harta asta are puține erori când veniți dinspre magazin spre bază. Are puține erori, nu știu de ce, poate pentru niște obiecte rău clasate. Și da, din cauza asta se fremuiește imaginea sau se blochează, nu mai vezi unde mergi și intri într-un stâlp. Hai să cuplăm, bineînțeles, header-ul din spate. Okay. Așa, și să mergem spre teren. Așa, avem acolo niște rapiță. Să o culegem și după o să mergem să o vândem. O să încep să fac un pic manual treaba și după o să-i dau cu totul automat, pentru că vreau să vin în bază, îmi iau remorca pentru a descărca aceea combina. Deci, vedeți, primește un pic imaginea, pentru că nu e vina mea, e de la mapă. Și acum, dacă ar fi să merg la stânga, tot așa mi s-ar bloca toată imaginea. Hai să întoarcem pe aici și să mergem drept. Sunt curios aici la îndealul ăsta, cu cât ar merge combina asta. Acum mergem în vale. Hai să vedem cu câți kilometri poate să urce această combina. 41. Ne apropiem ușor, ușor. Și uitați cum scade viteza. A scăzut de mai bine de 10 km pe oră viteza, pentru că este un deal foarte, foarte mult. Aici văd că sunt niște stâlpi. Sper să fie fantomatici, dar nu prea cred că sunt fantomatici aceste stâlpi. Ok, hai să ne oprim. Să luăm un pic ca să mai spate. Și să... Ok. Hai să luăm header-ul. Bine. În spate. Și un lucru care vreau să vă arăt și e foarte, foarte frumos, este cerul. Voi și lumina. Uitați cât de realistic e cerul și lumina și umbrele de această hartă. Pentru că e, voi ar spune, e același de pe mapa normală, dar nu e același. Pentru că e puțin diferit și puțin schimbat. Și la răsărit cerul nu e negru și cu albastru. Ba din contră, este roșu și portocaliu. Când o să fim nevoiți să dăm clipul pe rapid, o să vă arăt
aici nu avem mult de recolt, doar că terenul e simt mai plin. Cred că 3 sau 4 de terenuri și am terminat tot terenul. Bine, nu cred că scoatem foarte mare cantitate, pentru că avem, nu avem să fertilizăm terenul, din păcate. Nu se fertilizăm și scoatem cu 20% din producție. Uitați aici, de la grânei. E spectacol mapa asta, e foarte frumoasă. În aceeași idee, eu mapa asta am făcut un decret mai în bază să îmi iau acest sion și enilat pe spate și să îmi iau remorci. Hai să vedem la remorci ce remorci avem noi. Unde sunt? Uite aici. Avem acest agroliner, strawman, joskin. Nu știu, dar cred că o să iau acest Joskin pentru că combina noastră e destul de... Sau iau acest Aperion. Iau acest Aperion, 3400 € și să ne facem treabă pe această remorcă. O să punem aici în garaj și cred că o să-mi iau și alt tractor. Așteptați puțin. Deoarece nu vreau să am date de creșteate, toate vehiculele creșteate în fermă. M-am blocat. Perfect. Hai să-mi pun și tractorul ăsta aici, că vreau să-mi iau cad. Chiar peste tot și nu are așa de bună viteză maximă. Deci o să iau ori acest Steyr, cred că o să-l iau pe acesta și să îl teletransportez în bază. Pentru că e foarte, foarte aproape și nu mă complic să fac atâta drum. Și scuzați-mi dacă spun de atâtea ori și, dar e primul meu clip în care chiar vorbesc cu voi și vă prezint lucrurile. Ce v-am să spun? Am dat bine, dacă mi-a zis aminte. Acesta este un știu, nu e același care vine mai originală, cu altul și e foarte, foarte frumos. Număr mai mare, mult mai putere, cu o viteză maximă de 50 sau de 60 km pe oră. E super. Și uitați-vă, în saddle track aveam gen razele de soare care intrau în cabină. În acesta nu. Mamă, am luat capul de tot. În acesta nu, se vede foarte, foarte bine imaginea. Foarte clară. Și... Na, e foarte frumos. Bine, aici ne spune că combina are rezervorul plin. Eu am jocul în italian pentru că stau în Italia și când instalez jocul, îmi vine automat în italian. Nu pentru că l-am pus eu sau așa l-am descărcat. Pur și simplu pentru că sistemul meu de pe telefon este în italiană și automat aceeași limbă mi arată și în joc. Acum haideți să facem, să fac și o poză de cameră. Facem un pic aici. O să venim cu partea asta. Dacă nu vine.
să intrăm un pic în combine. Dar această combine nu e plină încă. Deci o să termin și parcela asta foarte mică aici. Și lăsați-mă o secundă să-mi fac și eu poza de pamă. Deoarece nu am făcut și o să îmi trebuieți. Acum hai să descărcăm imediat combina. Ca după să terminăm ultima parcelă de făcut. În spate. Acum se descarcă. Hai să vedem de aici. Și de aici se vede foarte bine. Hai să vedem cum coboară toate semințele, toate grânele. Mare. Frumoasă animația. Foarte, foarte frumoasă. Deci, acum o să punem combina pe ultima parcelă. După aceea o să luăm tractorul, o să-l ducem mai... O să punem pe o stradă acolo, în pădure, să nu încurce și... O să închidem pe combina, ce trebuie să nu mișc cu ea. Și nu îmi trebuie deschisă. Foarte mult. Să punem aici. Lucratorul duce. Pentru că e în stradă și detectează stradă, deci nu mi-a lucratorul automat acum. Să facem ce o să facem. Primii metri. Ok. Da. Sau... Nu. Mai bine mă duc. După combina, așa, dar să descarc combina și după să o duc direct la combina. După aici nu am ce face cu ea, deoarece trebuie să semăn, cred că altă cultură, nu știu încă. Voi în comentarii ce cultură ați vrea să cultivez. Eu aș vrea să cultivez gen... porum, fac un pic de silici sau nu știu, vedeți-mi voi în comentarii. Haideți să luăm acest stăil și să-l ducem, cum am spus, în pădure. În pădure, gen, este o stradă până începe în pădure și merge până în baza noastră. Deci o să-l parchez acolo și după o să controlez prețul la grâne și o să văd unde se vinde cel mai bine. Sau dacă nu, să-l ducem în bază și să luăm ce ne-a mai rămas în siloz de rapiță și să o vindem pe toată. Asta ar fi o idee mai bună și o să o facem acum, imediat. Vreau să vă arăt doar cât de frumos este modelat acest tractor. Este super. Și pe sticlă sunt doar adesive, doar ții build-uri. Este genial. Ok. Mamă. S-a oprit foarte mult acolo când era dungul ăla. Întoarcem aici. Are vreți să dispare. Are vreți să dispare această mână. Și o să facem imediat aici la stânga. Pentru că nu. Uite. Aici avem intrare. Pentru a intra în fermă prin această aici, de asemenea avem aici în fața mea 3 bunkere pentru a face silici. Deci o să facem
că direct în episodul următor o să facem silul și... Ui, ne încărcăm acum și cu rapiță. Nu, o să descarc. De ce descarc? Mamă, nu trebuie să descarc. Ok, acum dăm în spate. Reușesc, oare? Dar dacă merg foarte rapid în față... Aaa, mi-a scăpat foarte puțin. Mamă. Bine, băieți, o să parchez aici așa acest tractor. O să bag fața aici. Și noi o să ne vedem în episodul următor, în care o să facem mai multe progrese și o să începem, cum am zis, să recoltăm acest teren 55. Vreau să-mi spuneți în comentarii ce vreți, ce vrem să plantăm, ori porumb, ori din nou rapiță sau, nu știu, soia, care este foarte, foarte scumpă, vindem la un preț foarte înalt. Sau dacă vreți să facem silici și plantăm porumb. Așa folosim și noi niște niște utilaje, gen asta nou, cronul ăsta, foarte, sau jaguarul, vedem. Să-mi spuneți în comentarii și eu o să vă ascult toate opiniile și vă mulțumesc foarte frumos dacă ați ajuns până la acest punct. O să vă recunoscător pentru că mă susțineți. Vă rog să-mi dați un like dacă nu credeți că merită acest videoclip, să vă abonați la canal pentru că mă ajută enorm de mult și noi o să ne vedem data viitoare. Până atunci, v-am salutat!